Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi dixit cor meum, Iubiți credincioși, dragi ascultători pe calea undelor, dacă am încercat să găsim o notă comună a textelor biblice pe care le-am ascultat în această duminică, cuvinte deosebite frumoase și pline de conținut, atunci cred că numitorul comun al tuturor este gândul că trebuie să ne încredem întotdeauna și în orice clipă în Domnul. La acest gând minunat se referea și psalmistul în psalmul responsorial pe care l-am cântat împreună. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, în fața cui voi tremura? În prima lectură, iubiți credincioși și dragi ascultători, pe calea undelor, apostolii împreună cu femeile evlavioase, dar în primul rând cu Maria, mama lui Iisus, stăruiau într-un cuget în rugăciune. Ei știau deja că Domnul a înviat cu adevărat. Ei știau că El nu mai este printre cei morți. Dimpotrivă, El este printre cei vii. De aceea merită acum să se roage. Merită acum să laude pe Mântuitorul, merită să-i aducă cinste, pentru că de acum încolo ei au un apărător atotputernic și de nădejde sus în ceruri. Iar acolo este El, El se află acum, acolo vom fi și noi odată. Încrederea în Dumnezeu naște speranță. Iar speranța nu moare niciodată. Ei știu, de asemenea, că rugăciunea este arma cu care cei ce vor crede și vor spera în Hristos nu vor fi niciodată dați uitării. Și noi mărturisim ca odinioară cei doi ucenici de la Emaus. Oare nu ne ardea nouă inimile noastre când El ne vorbea? Oare nu avem noi atâta încredere în Hristos cel înviat? Și în cea de-a doua lectură de astăzi, același cuvânt cheie, încrederea în Domnul, este cuvântul de viață care îmbărbătează pe ucenicul lui Iisus Hristos. Ne impresionează în primul rând cuvintele Mântuitorului din prima scrisoare a Sfântului Petru. Bucurați-vă și tresăltați în bucurie, pentru că nimeni, absolut nimeni dintre voi să nu aibă de suferit. Iar dacă totuși cineva are de suferit, pentru faptul că este creștin, să nu se rușineze, ci să-L preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Purtăm un nume care ne face cinste, care ne dăruiește demnitate, pentru că este un nume care derivă direct din numele lui Hristos. Purtăm un nume sfânt, pe care l-au purtat înaintea noastră milioane, milioane și milioane de oameni care nu s-au rușinat niciodată de acest nume. Astăzi, ei sunt alături de tronul lui Hristos, cântând fără încetare lui Dumnezeu cel întrăit. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Sabaot, pline sunt cerurile și pământul de mărirea Lui. Iată cât de mare este cinstea că purtăm acest nume. Da, sunt creștin și nimeni nu poate lua acest nume. În sfârșit, și în Evanghelia Sfântului Ioan, pe care am citit-o în această duminică, la Sfânta Liturghie, găsim cuvinte de îmbărbătare
la adresa noastră și acest lucru ne face să exclamăm cu Apostolul Paul: știu în cine am crezut și știu în cine mi-am pus toată încrederea. Într-adevăr, Iisus ne promite că nu ne va lăsa orfani. Eu mă duc la Tatăl, dar voi veni din nou la voi și inima voastră se va bucura. Nu vom rămânea singuri, nu vom orbecăi, nu ne va fi frică de nimeni și nimic, ci vom sta mereu de veche împreună cu Iisus. Vom beneficia mereu de asistența, de sprijinul, de ajutorul Său. Cu alte cuvinte, biserica din care facem parte cu toți nu ne părăsește niciodată, nici nu ne lasă, nici când în voia soartei, ca o barcă aflată în largul mării și bătută de vânt încoace și încolo, ci ne vom bucura mereu de prezența lui Iisus Hristos, așa cum ne asigură însuși Mântuitorul nostru în Evanghelia Duminicii de astăzi, atunci când spune: Tu i-ai dat putere peste toți oamenii, ca Iisus să le dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai încredințat Tatălui. Iar puțin mai departe, Iisus continuă asigurându-te: Eu am făcut cunoscut numele Tău tuturor oamenilor din lume pe care Tu mi-ai dat. De aceea nu vom avea absolut niciun motiv să ne fie frică, căci nu suntem singuri. Ei, din nou vorbește Iisus Hristos, au primit cuvântul meu și au cunoscut cu adevărat că eu am venit de la tine, iar ei au crezut că tu m-ai trimis. Într-un cuvânt, cuvântul cheie a textelor liturgiei de astăzi este termenul încredere. Este un cuvânt de viață, încredere. Iubiți credincioși, dragi ascultători pe calea undelor, nici nu ar putea să fie altfel, căci avem un mijlocitor puternic sus la Dumnezeu. Iisus a venit în această lume nu ca să rezolve toate problemele cu care lumea se confruntă. În principiu, iubiți credincioși, există numai o singură problemă, aceea ca omul să rămână om, sau mai exact, ca omul să devină om și ca Iisus Hristos să nu fi murit zădarnic pentru om. Astfel, Dumnezeu Tatăl este cinstit. Pe de altă parte, Iisus ne-a arătat calea pe care trebuie să mergem cu toți. El este calea, adică drumul nostru la Dumnezeu, drumul nostru către om și drumul omului către Dumnezeu. Este un drum care înseamnă încredere, un drum care înseamnă optimism, un drum care înseamnă siguranță și, în sfârșit, un drum care înseamnă speranța regăsită. O întrebare care ne-o punem fiecare în acest moment: unde găsim acest drum? Noi mergem deja pe acest drum. Este drumul care ne conduce de la moarte la viață. Este drumul pe care a mers și Iisus Hristos înaintea noastră. Pe acest drum care ne duce prin suferință și moarte la înviere și înălțare la cer. Dumnezeu dorește că acolo unde este Hristos acum, acolo să fim și noi împreună cu El odată. Este un gând care ne dă speranță, multă speranță în noaptea vieții. Pentru aceasta trebuie să recunoaștem pe Iisus în figura fiecărui om care ne iese în cale, adică îl întâlnim zilnic în drumul nostru spre Dumnezeu. El este în persoana omului de lângă noi, frate sau sora noastră, prietenul și străinul de lângă noi, pentru că Iisus și-a dat viața și a înviat biruitor din morți pentru noi toți. Și toți
îl cheamă pe Hristos la învierea sa. Acesta este misterul lui Dumnezeu, dar și misterul nostru, rezumat atât de minunat în cuvintele. Dacă bubul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce roade multe. Cu alte cuvinte, nu există înviere dacă mai înainte nu a existat moarte. Cuvântul lui Iisus Hristos dă sens vieții noastre prezente, suferințelor și durerilor noastre, dar și sfârșitul vieții noastre, adică clipa plină de mister care este moartea. Da, bubul de grâu suntem noi înșine. Pentru aceasta Iisus a devenit speranța noastră, dar și siguranța sufletelor noastre, binecuvântată datorită biruinței sale asupra morții. Aș dori să termin omilia mea de astăzi cu un cuvânt de încurajare al scriitorului rus Dostoievski. El ne arată în ce constă misterul lui Dumnezeu, dar și misterul omului. Fraților, în fața păcatului, spune Dostoievski, în fața păcatului omului să nu vă fie teamă. Iubiți-l pe om chiar și atunci când păcătuiește, căci el este imaginea dragostei lui Dumnezeu, a iubirii fără margini. Iubiți întreaga creație a lui Dumnezeu, întreg văzduhul ca și fiecare grăunte de nisip. Iubiți fiecare frunzuliță și fiecare rază de lumină ce vine de la Dumnezeu. Iubiți animalele, iubiți fiecare plantă și fiecare lucru creat de Dumnezeu. Dacă tu iubești cu adevărat fiecare lucru, atunci ți se va da, ți se va revela că lucrurile mici este însuși misterul lui Dumnezeu, care iubește lumea întreagă, ne iubește și pe noi, după cum El însuși ne mărturisește. Așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe Fiul Său, unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce s-a revelat și ce se revelă acest adevăr acum, continuă Dostoievski, astfel vei recunoaște și tu în fiecare zi, din ce în ce mai mult, acest adevăr fundamental al credinței noastre. Atunci și numai atunci vei cuprinde și tu întreaga lume cu o iubire cu adevărat universală. Amin. Amen. Aleluia. Aleluia.